În numele Fiului Tău ne închinăm. Suntem aici, n-avem ce-ți spune, vrem să fim fii Tăi în lume. Vrem glorie și onoare în veci ca să-ți dăm. Suntem aici, n-avem ce-ți spune, vrem să fim fii Tăi în lume. Vrem glorie și onoare în veci ca să-ți dăm. Te rog să-ți mai revești spre noi puțină milă. Haideți împreună să cântăm. Te rog să-ți mai reverși spre noi puțină milă, rugăm. Rugăm să te mai înduri de pământ, că binele-i făcut din silă, lumea ți-a devenit ostilă, iar tu ai spus că ai să vii. Iar tu ai spus că ai să vii în curând. O, de-am putea să ne ducem iar aiebia, că noi tu ai investit de la început, de ne-a legat pământul legea, noi în Hristos ne-am pus nădejdea și credem în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și credem în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De ne-a legat pământul legea, noi în Hristos ne-am pus nădejdea. Și credem în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vara o aud, deși timpul pare atât de lung. Știu că soarele lucește, deși nu văd decât nori. Și mă întreb, oare cât va mai fi? Oceanul oglindește licărirea zorilor și eu văd că ziua va veni. Simt că soarele încălzește în pofida vremilor. Clipa aceea oare când va veni? Ochii îmi ridic și mă uit către cer. Mai clare, El va veni.
iubesc întreg pământul. Pot să spun, nu mai e mult, fiindcă timpul s-a apropiat. Peste tot în jur e foame, auzi doar despre război și spui, Doamne, oare când vii la noi? Ochii îmi ridic și mă uit către cer. El va veni, Iisus Salvatorul. Nu mai este mult și semnele sunt tot mai clare. El va veni. Haideți să cântăm împreună. Ochii îmi ridic și mă uit către cer. El va veni, Iisus Salvatorul. Nu mai este mult și se să știu prin ceea ce vom trece ca și familie. Apoi, așa, pe parcurs mi-am adus de aminte de această cântare și de versurile ei, cum Dumnezeu ne vorbește de multe ori, numai că nu ne rămâne să stăm în ascultare de El. Și dacă Dumnezeu l-a ridicat pe soțul meu, vreau să vă zic că după 3 luni de la accidentul lui, m-am dus eu să-mi fac niște analize așa de rutină și m-au sunat în acea zi să merg de urgență înapoi la spital, că sunt foarte bolnavă. Când m-am dus acolo la urgență, m-au și băgat direct. Erau așa mai agitați doctorii, nu prea știam ce se întâmplă și mi-am făcut curaj să întreb un doctor că care e problema. Păi zice, Doamne, dumneavoastră, cum puteți să stați pe picioare? Păi zic, nu, așa cum mă vedeți. Zice, hemoglobina dumneavoastră e 4. Puteți oricând să faceți un stop cardiorespirator sau să intrați într-o comă. Zice, va trebui să vă punem sânge, să vă facem perfuzii și să rămâneți în spital. Am zis, domnul doctor, eu nu pot să rămân în spital, cred că asta era joia sau vinerea, nu mai știu sigur, că eu am de cântat la o nuntă în Timișoara, acolo ne-am și cunoscut cu familia Harabagiu, domnul să-i binecuvinteze. Și el s-a uitat așa la mine și zice, doamne, dar ce e mai important, sănătatea dumneavoastră sau nunta celor doi? Păi zic, nunta celor doi, că sunt invitată de un an și nu pot să-i las așa. Zice, ok, ieșiți pe semnătura dumneavoastră, dar între timp trebuie să vă căutați un doctor hematolog, doctor de cancer în sânge, și să vedeți de dumneavoastră că nu sunteți bine deloc. M-am dus acasă și prin niște cunoștințe mi-am găsit un doctor hematolog, profesor, în Cluj, și m-am dus la el. Când i-am pus analizele pe masă și-o văzut, și-o pus așa mâna la cap și-o zis, vai de mine, ce facem? Am zis, nu știu, de asta am venit la dumneavoastră să-mi ziceți ce am de făcut. Zice, ok, de astăzi, dacă sunteți de acord, începem tratamentul. Așa am și făcut. După aproximativ 3 săptămâni, o trebuie să-mi refac analizele și să mă duc înapoi la el. Însă corpul meu nu primea tratamentul. Hemoglobina mea era doar 6,8. Și atunci doctorul mi-a zis, doamna Stoica, dacă corpul dumneavoastră nu se asimileze până la sfârșit tratamentul, atunci să știți că e leucemie și va trebui să veniți la clinică și să facem alt tratament. Am zis, bine, o trebuie să continui să sfârșesc tratamentul. Înainte cu o zi să îmi refac din nou analizele, m-am dus în camera mea, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, Tu care ai făcut cerurile și pământul, în viața Ta, în mâna Ta stă viața și moartea. Noi nu putem să scurtăm, să lungim viața, așa că Te rog frumos, îndură-Te de mine. Nu mă lăsa să chinui, să mă vadă copiii sau să chinuiesc eu pe cineva de lângă mine. Ai milă, Te rog frumos, de mine.
Și am zis, să știi, Doamne, că mâine va fi ultima dată când eu să mă duc la doctor. Eu nu o să mai merg. M-am dus, mi-am refăcut analizele. După 3 zile când m-am dus să iau analizele și m-am dus la doctor în Cluj, când ne-am uitat, hemoglobina mea era 11. Când a văzut doctorul, a spus că era bucuros așa, zice, Doamne, așa de bine v-a crescut și mă bucur. I-am spus rugăciunea care am avut-o, suntem copii ai Domnului, nu știm de multe ori de ce ne lasă Dumnezeu să trecem în vale. Însă versul acestei cântări spune, cu tine viața e plină de tot ce e frumos și ziua e mai senină, Domnul meu Hristos. La tine-i pace dulce, așa cum am simțit, din ziua când Iisuse la cruce am privit. Amin. Tine viața e plină de tot ce e frumos și ziua e mai senină, o Domnul meu Hristos. La tine-i pace dulce, așa cum am simțit din ziua când Iisuse la cruce am privit. De atunci lângă tine trăiesc viața mereu, mă lupt cu ce e lume să fiu pe placul tău și să-mi păstrez credința, să urc spre ceruri sus. Eu zic, trăiască Domnul, Regele Iisus. Când ai privit spre mine și blând când m-ai chemat, eu am venit la tine cu sufletul întristat. Dar m-ai scăpat de toate și-n sângele ce-a curs m-ai curățit de vină și m-ai iertat, Iisus. De atunci lângă tine trăiesc viața mereu, mă lupt cu ce să fiu pe placul tău și să-mi păstrez credința, să urc spre ceruri sus. Eu zic, trăiască Domnul, Regele Iisus. De atunci cu tine străbat drumul mereu, ce necurmat mă poartă spre cer, spre Dumnezeu. Căci Dumnezeu cel veșnic un loc ne-a pregătit pentru ai săi copii să fie fericiți. De atunci lângă tine trăiesc viața mereu, mă lupt cu ce e lume să fiu pe placul tău și să-mi păstrez credința, să urc spre ceruri sus. Eu zic, trăiască Domnul, Regele Iisus. Eu zic, trăiască Domnul, Regele Iisus. În veci de veci.
tot ce aduni omul în grabă și ai vrea să fii tot mai bogat. Te-ai întrebat și tu vreodată că tot ce aduni cu atâta grabă este al tău cu adevărat. Te-ai întrebat și tu vreodată că tot ce aduni cu atâta grabă este al tău cu adevărat. Nu vezi că tot ce adună omul rămân de el cât de curând, și tot ce-ai strâns cu lăcomie se spulberă ca pleava în vânt și n-ai să duci nimic, nimic, nimic cu tine, și n-ai să duci nimic. Căci tot ce-ai strâns aici rămâne. Nu vezi cu ochii tăi că toate rămân de noi pe acest pământ? Întreabă-te măcar odată când inima ți-e întristată, ce duci când ai să pleci curând? Întreabă-te măcar odată când inima ți-e întristată, ce duci când ai să pleci curând? Nu vezi că tot ce adună omul rămân de el cât de curând, și tot ce-ai strâns cu lăcomie se spulberă ca pleava în vânt, și n-ai să duci nimic, nimic, nimic cu tine, și n-ai să duci nimic. Căci tot ce-ai strâns aici rămâne. Nu vezi ce repede trec ani, căci totul este trecător. Așa de repede se duce, dar dacă te smerești la cruce, Iisus îți vine în ajutor. Așa de repede se duce, dar dacă te smerești la cruce, Iisus îți vine în ajutor. Nu vezi că tot ce adună și tot ce-ai strâns cu lăcomie se spulberă ca pleava în vânt, și n-ai să duci nimic, nimic, nimic cu tine, și n-ai să duci nimic. Căci tot ce-ai strâns aici rămâne. Nu vezi că tot ce adună ce-ai strâns cu lăcomie se spulberă ca pleava în vânt, și n-ai să duci nimic, nimic, nimic cu tine, și n-ai să duci nimic. Căci tot ce-ai strâns aici rămâne, și n-ai să duci nimic, nimic, nimic cu tine. Doar ceea ce facem pentru Domnul va rămâne.